numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duc. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne în Duminica a șasea, după Paște, a orbului din naștere. Și la pericopa evanghelică, de la liturgia de astăzi, am citit Evanghelia de la Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 38. În vremea aceea, trecând Iisus a văzut un om orb din naștere și ucenicii lui l-au întrebat, zicând, Învățătorule, Cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, nici el nu a păcătuit nici părinții lui, ci ca să se arătă în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât că sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului și a zis, mergi să te speli în scăldătoarea siloamului care se tâlcuiește trimis. De deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era ori ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșa? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea, eu sunt. Deci ziceau, cum ți s-au deschis ochii? Aceea, acesta a răspuns, Omul care se numește Isus a făcut tina, a uns ochii mei și mi-a zis, mergi la scăldătoarea siloamului și te spală. Deci, ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Și au zis lui, unde este acela? Și el a zis, nu știu. L-au dus la farisei pe cel care fusese oarecând orb. Și era sâmbătă în ziua în care Isus a făcut tine și a deschis ochii. Deci iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis, tine a pus pe ochii mei, m-am spălat și văd. Însă unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau, cum poate atunci un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Au zis de orbului iarăși, dar tu ce zici despre el că ți-a deschis ochii? Iar el a zis că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și i-au văzut până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedeau. Și au întrebat zicând, acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns însă părinții lui și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede el acum noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii lui noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, va vorbi singur despre sine. Acestea l-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii puseseră Acum, la cale, ca dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care făcuse, fusese or și au zis, de slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. A răspuns, deci, acela și a zis, dacă este păcătos, nu știu, un lucru însă știu, Fiind orb, acum văd. Deci au zis ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii. Le-a răspuns, v-am spus acum și n-ați auzit? De ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva a și voi să vă faceți ucenici ai lui? Și la o căriș și au zis, tu ești ucenic la acelui, iar noi suntem ucenici al lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a venit și a vorbit lui Moise, iar pe acesta nu-l știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și El mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Dar dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui or din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și au zis, în păcate te-ai născut tot și tu ne înveți pe noi și l-au dat afară. Și auzind Iisus că l-a dat afară și găsindu-l le-a zis, Crezi tu Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este Doamne ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut, cel ce vorbea cu tine acela este. Iar el a zis, cred Doamne și s-a închinat lui. Iată, iubiți credincioși, cu câteva zile înainte de înălțarea Mântuitorului nostru Isus Hristos, în duminica a șasea, după învierea Mântuitorului, am ascultat cu toții o pericopă evanghelică, cu totul și cu totul minunată. O pericopă evanghelică în care vedem un om orb din naștere, care, iată, îl vede cu ochii credinței și al sufletului pe Mântuitorul Isus Hristos și crede în el, iar ceilalți care aveau vedere, fiind învârtoșată inima lor, nu l-au recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu. Și vedem că Isus, într-o sâmbătă, intră în vine, de fapt, și vede un orb, un om care era orb din naștere, un om care nu văzuse niciodată creația lui Dumnezeu, un om care nu se bucurase niciodată de darul acesta pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia de la, dintre noi încă de la naștere, și anume lumina ochilor. Ca prin ea să vedem creația lui Dumnezeu, să vedem cerul, să vedem stelele, să vedem pomii, să vedem o floare, să vedem o pasăre, să vedem tot ce a creat bunul Dumnezeu pentru noi. Și iată, omul acesta, care nu se bucurase niciodată de aceste lucruri, stătea și cerșea. Era un om simplu. Mântuitorul Isus Hristos, văzându-l, vine la el, și iată îl face sănătos. Scuipă în pământ și cu pământul acela, cu tina aceea, îi dă pe ochi și îl trimite în apa siloanului ca să se spele. Acesta mergând a început să vadă. Și a venit și era foarte bucuros. Oare cât de mare e bucuria unui om care nu vede niciodată nimic, creația lui Dumnezeu, și dintr-o dată vede toată creația, vede culorile, într-o dată vede tot ce a creat Bunul Dumnezeu pentru noi. Dar bucuria aceasta a lui nu este de lungă durată, pentru că văzându cel care erau cu el și cerșau, i-a zis, cum, mai vezi? cum vezi tu acum? Iar acesta îi spune un om care se numește Isus a venit și a dat cu tine pe ochi și astfel am început să văd. Aceștia necrezând l-au dus la farisei Farisei l-au întrebat din nou cum vezi. Acesta le-a spus din nou cum vede. Și atunci spune: Cum, tocmai sâmbătă, te-a făcut sănătos acest om? Cine este el care te-a făcut sănătos? Iar acesta îi spune: Nu știm. Unii spuneau că este un păcătos, iar alții spuneau că este un om drept, pentru că numai un om drept poate să facă astfel de minuni. Și părerile fiind împărțite și făcându-se mare tânguială și suferi sub, și erau toți și stăteau și nu aveau încredere că este acela, au chemat pe părinții lui. Părinții lui au venit și au spus că el este, s-a născut ori din naștere, dar nu știe cum a văzut, cum vede acum, pentru că le era frică de iudei. Iată, din credincioși, ce minune mare! Un om care nu văzuse niciodată îl vede pe Mântuitorul Iisus Hristos cu ochii sufletului și a minții, iar cei care vedeau și care ar fi trebuit să-l vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos și prin creația sa nu l-au văzut pentru că inima lor era învârtoșată și sufletul lor era întunecat și nu puteau să-l vadă. Câți dintre noi, iubiți credincioși, iată, pe, din cauza multelor lucruri pe care le facem și a necazurilor și a nevoilor și a grijilor de ziua de mâine, nu-L vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos. Oare câți dintre noi ne-am mai uitat să vedem o floare cât este de frumoasă și care este creată pentru noi? Câți dintre noi ne-am oprit să vedem o pasăre care cântă, să-i ascultăm cântecul și astfel să ne bucurăm de creația lui Dumnezeu? Câți dintre noi oare ne mai uităm la ceruri să vedem stelele, să vedem luna, să vedem tot ce a creat Dumnezeu pentru noi. Iată, ne-am obișnuit cu aceste daruri. Ne-am obișnuit atât de mult cu darul acesta al vederii, încât în loc să-l folosim pentru lucruri bune, îl folosim numai în rău. Și ne spune Mântuitorul Iisus Hristos că dacă ochiul tău va fi luminat, tot trupul tău va fi curat. Dar dacă ochiul tău va fi întunecat și plin de păcate, tot trupul va fi rău pentru că din păcate darul acesta al vederii în ziua de astăzi îl folosim mai mult pentru invidie, pentru pismă și pentru alte lucruri rele. Vedem că vecinul și-a luat o mașină sau și-a făcut o casă și normal în loc să ne bucurăm pentru el și să vedem cât a făcut Dumnezeu, că ne-a creat atât de multe, vedem ce a făcut un biet om acolo și astfel îl invidiem. Și vedem, din credincioși, că păcatul acesta care intră prin lumina ochilor este atât de des întâlnit astăzi și atât de rău face în lumea noastră de astăzi. Și vedem că orbul acesta, deși nu văzuse, iată, îl cunoaște pe Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, trebuie totdeauna să ne gândim la creația lui Dumnezeu, ce a făcut pentru noi și să ne bucurăm de lucrul acesta. Orbul acesta, deși nu avea carte, le spune, de ce mă întrebați atât? Vreți să fiți și voi urmași ai lui și să-i deveniți ucenici? Aceștia locără și spun că este plin de păcate, iar ei sunt drepți. Iată cât de ușor îl judecă, deși vedem că Mântuitorul Iisus Hristos la începutul pericopei evanghelice, când ucenicii îl întreabă cine a păcătuit el sau părinții lui, spune că nici el, nici părinții lui, ci aceasta este minunea aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Vedem de asemenea că orbul acesta spune, numai un om cu putere, numai un om foarte mare poate să facă o minune ca aceasta, că niciodată o astfel de minune nu s-a făcut. Și astfel cel care nu avea carte, cel care cerșise, iată se face pe sine judecător asupra lor prin răspunsurile pe care le, fa le dă. Apoi vedem că Mântuitorul Iisus Hristos îl întâlnește și îi zice, crezi tu în Iisus? Fiul lui Dumnezeu? Acesta întreabă, cine este acesta? Cel care te-a făcut sănătos. Și atunci zice, cred Doamne. Și iată... Îl recunoaște pe Mântuitorul Isus Hristos. De aceea este atât de importantă această pericopă evanghelică, pentru ca prin ochii orbului să-l cunoaștem și noi pe Mântuitorul Isus Hristos, să ne închinăm lui, să-i urmăm și astfel să ne mântuim. Bunul Dumnezeu să vă dea o săptămână binecuvântată. Doamne, ajută!